În urma discuției pe care am avut-o cu reprezentanții proiectelor pe care le avem în desfășurare la Spitalul Județean, cele trei proiecte, extinderea urgențelor pe plus 4 și ambulatorul de specialitate, discuție pe care am purtat-o acum două zile, astăzi ne-am deplasat în teren pentru a încerca să găsim rezolvarea problemelor care au fost constatate. Există o colaborare foarte bună între antreprenorii din cadrul proiectelor. Am constatat că nu există o comunicare între cei care ar trebui să se ocupe din partea spitalului despre bunul mers al proiectelor. Am găsit, astăzi sper că am găsit calea de comunicare și de rezolvarea tuturor problemelor apărute cu ocazia efectuărilor lucrărilor pe aceste trei șantiere. Etajul 4, gata, etajul 3, gata, etajul 2, gata. Sunt montate la etajul 4 și instalațiile sanitare? Tot. Păi merge și vedem un salon. Vreau să știu ce, unde vă împodmoliți, ce mai aveți de executat și în cât timp terminați. O estimare, am dat-o la... împreună cu, și cu doamna, nu știu dacă pe termene comune, și la domnul George și... Mai departe, n-aș putea să vă spun ce ne-am discutat. Păi și care este data care ați dat-o? Nu am stat niște termene în funcție de evoluția lucrărilor. Nu neapărat, evoluția nu, cui? Că dumneavoastră... Construcției, nu neapărat. Păi stați puțin, că iarăși intervenim. Păi da. Păi dânșii au zis că v-au dat... Ce mai au de construit? Păi tocmai de asta, că nu e bine să vorbesc eu și cu care nu pot să... Păi cine poate vorbi de la dumneavoastră? Păi din conducerea societății. Păi să vină conducerea societății atunci. Păi de ce nu puteți porni centrala? Păi n-avem gaze. N-avem gaze. Ce-i spun că n-avem gaze, că nu e placat. De ce n-avem gaze? Păi, toate sunt lănțuite, nu? Că nu e placată, vedeți? Și acum venim, suntem noi. Aici sunteți, acum sunteți dumneavoastră de vină aici, la placaj. Probele, eu cred că se poate, și eu zic. Și eu zic că se poate. Nu pentru punerea în funcțiunea... Atunci deblocăm și partea despre care discutăm. Apel la resorul, aer condiționat. Dependenți n-au de-a face dublă alimentare și pe generator și pe UPS. Fiecare sală. Avem chirurgia plastică și arșii, aici avem chirurgie electrofiziologie și chirurgie endovasculară, acolo avem chirurgie cardiacă și în capătul din stânga privim, avem sala de operații septică. S-a terminat tubulatura, se pune targetul. Într-o lună, practic, e terminat și etajul ăsta. Unul complet, la gata. La gata. Tubulatura de la centrala de ventilație vine central pe hol și după aia intră în fiecare cameră. Da. Parter ce avem? La parter avem chirurgie plastică și arși. Saloane doar. Sunt 26 de paturi. Sunt 10, 8 paturi pe aseptic, 7 paturi pe septic și 10 paturi pe arși. Iar saloane sunt de 2 și 3 pat. Două. Și avem și o rezervă cu un pat. Da, în tot spitalul câte sunt cu un pat? Sunt în jur de 7-8 rezerve. Au fost achiziționate în două tranșe. Un prim lot s-a achiziționat de anul trecut. Da. Iar la sfârșitoarului, da. Lot, cele de anul trecut au fost montate? Da. La etajul de da. Da. Și cele de anul acesta, de ce am întârziat atât? Procedura de achiziție. Vreau să văd când a început procedura de achiziție. Înțeles.